oameni faini, pot să zic, acum am terminat GTA-ul, deci nu mai filmez la el, deci nu mai, efectiv, nu mai pot psihic să-l mai filmez. Am filmat acum ceva, am încercat să fac misiuni, am eșuat lamentabil, dar am să, totuși am să pun acea filmare făcând ca un fel de funny moments cu mine, ca să zic așa, măcar, nu știu, să râdeți. Ce faceți, măi, oameni buni? Bine v-am regăsit la un nou episod din Grand Theft Auto San Andreas, Vice City, mă rog, GTA. Ce faceți asta, mă, bă, droi? Bă, tu ești drogat? Măi, Claudiu, ești pipi, ești drogat? Tot ești tu pe miliția rusă care se plimbă pe aici. Dum 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 dum. Ce faci, mă? You weren't followed. Good. This is it. I'm way over my head and I'm starting to drown here. The CIA seems to have a vested interest in Spank and they don't like us screwing with the cartel. I'm a marked man, so I'm getting out of here. Get me to my flight at the airport and I'll make it worth your while. Mamă, mi-a căzut și draperia pe jos, glumeam. Mamă, și pe timp ne dă omul, ești nebun, adică... Bă, de misiunea asta mi-era mie cea mai mie teamă. Păi, este o misiune, frate. What the fuck is this? What the fuck, ploc cu gloanțe? Mamă, coaie, e pe timp, coaie, de unde mă duc, coaie, că nu văd. Coaie, misiunea aia, e aia handicapată? Mă, fiere, am o presimțire că te voi băga în pizda, mă, de urgență. Că misiunea asta se face doar cu tancul, adică cu mașina normală. Uite de știu. Uite de și tu mi-ai dat crazy shot cu coaie, mi-ai dat fucking crazy shot cu... Să mă boată toată cu cine te-a mai făcut idiu joc handicapat făcut din anul 93. Bă, mi-am băgat cu aici salvări, cu aici nu știu ce salvări mi-am băgat, să-mi ba pula de știu. A, mă, dau mașină, nu costă și o mașină bună să mă... oleo, oleo. Bă, fiere cu aia, deci mă jur că ce, pe ce mai spun cu aici, că jocul de la tine nu mai iau, să-mi ba pula cu aici. Poți să plângi, să te dezbraci în fața mea cu aici, ar fi bine, glumeam, sau poate că nu. Poți să faci orice cu aia, că uite-te, dar nu știu unde dracu sunt cu aia pe harta asta, ești nebun. Bă, nu știu unde să mă duc, e blocat totul, unde mă duc? Bă, vreau să traversez, cum să traversez oceanele cu aia, cum fac treaba asta cu aia? 2000 years later. Aaa, trebuie să mă duc aici, frate, excuse-moi. Excuse-moi? Excuse-moi. Miguel seems to think I'm mistreating him. Still. He's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge. She has three death squads started around Liberty, whose sole job is to hunt you down. Act as the bait and get the death squads to follow you to Pike Creek, where some of my men will be waiting for them. Deci dacă mă puneai și pe timp asta, deci băi, deci nu mai pot, deci ai misiunea aia, frate, care mi-a dat mie crești, deci nu pot să o fac cu aia. Și bă, cum ne va să vă spun, adică nu poți să faci deloc cu mașina aia, că trebuie să ai un tank. Pentru că nu știu cum altfel ai putea tu să faci cu aia, deci nu știu cum. Deci nu știu, dacă voi știți cu aia și faza și mai amuzantă e că după ce te omoară îți mai dă și crești jocul, știi, spune, he, crede tu că poți să rezolvi tu această misiune, ia mai gândește-te, frate. Deci vreau să... Dar cum fac să intru pe pod? Mamă... Mamă, coai, simt că pierd jumătate de ore, ești nebun. Mamă, fiere, coai... Fă-te să morți, mă, de om... Deja vreo ordinară, coai, mamă... Nu mă văd podul! Nu văd fucking podul! Nu știu să mă joc GTA 3! Nu știu să mă joc GTA 3! Nu mai știu, deci cred că renunț la seria asta cu aer, cred că renunț cu aer, ești nebun, pentru că nu știu exact unde anume și ideea că văd podul, dar nu știu pe unde să mă duc pe pod. Nu știu unde să mă duc pe pod. Și o nouă chestie pe YouTube acum, nu spune că trebuie să mă ajungi, bine, hai că stăm. E o nouă chestie pe YouTube acum, în care dacă, de exemplu, un videoclip este age restricted, adică dacă clipul are, gen, trebuie să ai peste 18 să vezi. Ideea e că acum trebuie să-ți verifici vârsta cu aia. Ce înseamnă asta? Vă întrebați voi. Păi, lăsați-mă să vă explic. Voi acum trebuie să, gen, ca să verificați vârsta acum, trebuie să vă trimiteți două chestii. Ori cardul de, gen, de la card, ori buletinul vostru.
Deci mi s-a părut chestia asta o mare tâmpenie, pentru că nu am încredere în cine dracu poate să vadă datele. Hai că bătii nu mai cum mai e. Dar acum ne-am să cheamă Gencardu. Du-te în pula mea, de muncă, după ce cam 0 lei 59 să mă arăt de aia americania de mine, de muncă, eu sunt și metri, păi, e greu cu mine. Haide mă, omorâți-l cu aici, de muncă, ce dracu faceți? Perfect. Hai că mă descurc eu, frate, hai că mă descurc eu până la urmă. Da, și încă o chestie pe care vreau să o discut acum cu voi. E chestia de destin. Nu știu dacă voi credeți în destin, adică poate ce înseamnă destinul. Destinul e ceva scris, destinul ți este scris înainte să te naști tu, da? Și acolo spune, bă, destinul tău este să, de exemplu, să faci infart la 30 de ani. Să zicem că asta ar fi destinul tău. Bun. Și întrebarea mea este, de ce n-ai bate mai rogi la Dumnezeu să-ți dea sănătate? Dacă oricum o să mori. De asta știi, că n-are, asta zic, că n-are niciun sens cu aia, știi? Mă, cu aia, mamă, futu-ți morții, morții să-ți fudă joc, prost, futu-ți morții tăi să-ți fudă joc, futu-ți morții tăi să-ți fudă, deci te blestem, fiere, deci te blestem să-ți ia foc, să-ți ia foc, Adida, și ești nebun când alegi pe, la curve, ești nebun, când te duci la curve să nu ți mai scoale, ești nebun. Să stai cu pula nebelită, ești nebun, tu mamă, coaie, mamă, deci să mă bată, toaleu. Deci, coaie, eu, deci în ritmul ăsta cred că nu mai pot să mai termin seria de GTA, deci nu mai pot. Deci nu, deci mă credeți că nu știu să mă joc. Deci nu știu să mă joc. Bun. Opa. Hopa. Hopa. Da, nu, facem pe aia, ești nebun, că nu mai pot, ești nebun. Nu, what the fuck is this shit? 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 Nu, nu vreau. Ce glumeți sunteți, mă, ăștia de la Rockstar, mâncam ia căcatul de la cursă, nu-i mâncați. Bă, dar nu, pot să fac, bă, coaie, dar nu pot să fac nicio misiune cu aia. Deci nici o misiune nu sunt în stare să o fac. Deci nu știu cum reușesc alții, deci nu știu, e prea retardat, mă enervează cu aia. Deci nu sunt în stare să completez o misiune cu aia. Deci nu sunt în stare să completez o singură misiune în GTA 3. Mamă, dar vreau să dormi cardul ăsta odată. Mamă, te urăsc, fier, te urăsc, bă, te urăsc și god, eu umană ce ești. Deci văd mai, deci mă bagă, jocul ăsta în eroare cu aia, deci nu știu unde dracu e, deci nu mai văd nicio mașină. Mamă, deci prosta de gerici, nebun, deci cred că mă las de gerici. Oricum am trecut peste o grămadă de misiuni, deci asta este, îmi pare, mă bag pula în ele joc cu aia. Că n-am, efectiv acum, deci nu văd nicio mașină cu aia pe stradă, deci nu se mișcă nimic. Uite-te și eu, deci nu văd niciun, deci înainte colcheau mașinile, uite-te și eu, văd acum o sărăce de aia. Filmam ca să vă arăt, frate, că nu este vrăjeală. Efectiv, nu sunt în stare să îl joc. Nu, efectiv nu pot, e singurul joc pe care efectiv nu pot să joc. Bă, dar nu pot să găsești orile, bă, ăsta sunt handicapat oricum misiunile. Well, I got news for you. Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. You are muy pequeñito, amigo. Throw over the cash. Deci, guys, n-am vrut să întâmple treaba asta. You have been a busy boy, but you haven't learned. I'm not to be trusted. Kill the idiot! What the fuck is this? Bă, n-am arme cu aia. Jesus. Cu aia.
Au... Coaie, cum a murit Coaie? Cum a murit Coaie, ești nebun? Cum a murit, bă? Bă, și cât vibe bun aveam la început, că facem treabă, că facem anumite misiuni, că rupem, că nu știu ce, și că încolo, frate, m-a distrus Coaie. Deci cum am intrat în joc, m-am enervat. Ești nebun? Dar n-ai cum să te enervezi, deci n-ai cum. Știi, bă, și câte subiecte am fi vrut noi să dezbatem acum în acest episod, dar stai că poate mai avem. Ce m-a rupt GTA-ul pe genunchi, ești nebun? Nu! Nu mai Coaie, asta e, nu mai pot. Mă piș pe el, Coaie. Uninstall direct. A, uite ce fac, ești nebun. Gata. Skip. Și la revedere. La revedere, GTA. La papa. Papa. Nu, că nu vreau să mă enervez, că vreau să fiu zen. Asta e ce mă puteți bate.